cinci greșeli pe care le fac investitorii la început de drum și cum ar putea să le contracareze. E bine să știi că și eu am făcut aceste greșeli pe care o să le discutăm astăzi. Tocmai din această cauză aș vrea ca tu să nu faci aceleași greșeli pe care le-am făcut eu. Te salut, Cristian Trăboiu sunt, consultant financiar și investitor în piațele financiare. Și haideți să vedem care sunt greșelile pe care le fac investitorii la început de drum. Și la finalul videoului vei vedea care sunt lucrurile pe care ar trebui să le facă un investitor cu experiență de care și tu ai putea să profiți. Primul lucru pe care l-am greșit și eu la început și îl observ la foarte mulți investitori la început de drum este că se consideră mai deștepți decât sunt în realitate. Și acum o să te enervezi și o să zici, da, dar eu sunt chiar deștept, eu te cred. Cu toții ne considerăm oameni deștepți și de cele mai multe ori suntem. Doar că avem tendința de a ne supraevalua. De ce ne supraevaluăm? Pentru că suntem mândri și ne considerăm speciali. Poate chiar suntem speciali. Și din cauza faptului că suntem speciali și ne ajutăm de mândria pe care o avem, este posibil să ne ducă în punctul în care să avem investiții foarte bune. Doar că nu la început. La început mândria și această specialitate pe care o avem ne va duce în punctul doar în care să pierdem bani. În realitate nu contează cât ești de deștept în momentul în care faci investiții, ci contează să iei decizii conștiente. Deciziile conștiente se bazează pe structuri, nu pe cât ești de deștept. Da? Numărul 2. Le este teamă că vor face greșeli. Și mie la început mi-a fost teamă că voi face greșeli și am vrut să iau în calcul toate variabilele care se întâmplau în piețele financiare. Ei bine... Este posibil să iei în calcul toate variabilele care se întâmplă în piețele financiare? Nu. Nu este posibil. Și atunci ai nevoie doar de factorii necesari care te pot duce în punctul în care să iei o decizie. Pentru că să iei toți factorii în calcul este imposibil. În realitate, toate aceste lucruri doar te vor ține pe loc. Această teamă de a nu greși, această teamă că nu ai luat în calcul tot, doar te va ține pe loc și te va ține în punctul în care să nu iei o decizie. Un investitor cu experiență știe că singurul lucru care contează când vine vorba despre investiții este aplicarea deciziei pe care ai luat-o. Nu să stai pe loc. Pentru că dacă stai pe loc și te gândești că vei face o greșeală, nu o să mai ai o decizie niciodată și nu o să mai devii investitor. Punctul numărul 3. Vor să intre într-o investiție pe minimul absolut și să iasă pe maximul absolut. Adică buy low, sell high. Se poate face acest lucru dacă ești trader, da, doar că ai nevoie de nivel de cunoștințe și abilități peste medie. Trebuie să fii destul de versatil și să ai destul de multă experiență în acest domeniu. Și un investitor la început de drum nu are experiență, că de asta e la început. În realitate, este imposibil să faci acest lucru când ești la început. Este imposibil. Nu se poate așa ceva. În lumea aceasta a investițiilor, ai nevoie de strategii investiționale. Dacă vrei doar să cumperi pe minim și să vinzi pe maxim, este aproape imposibil. Eu nu cunosc un investitor în această lume și cunosc foarte mulți oameni care sunt investitori. Nu cunosc nici măcar unul care reușește să facă în mod constant o investiție pe minim istoric și să vândă pe maxim istoric. Nu există așa ceva. Nici oară în Buffett nu poate să facă lucrul ăsta. Și atunci, pentru un investitor la început de drum, nu ai de ce să ai această așteptare pentru că nu face parte din realitate nu face parte din realitate, ci mai degrabă ar trebui să ai o strategie care să-ți obțină rezultate cel puțin pe perioade medii și lungi. În momentul în care o să ai experiența necesară să poți să faci trading, profită și de acest mod de a face bani. Dar până atunci crește nivelul de cunoștințe și abilități. Punctul numărul 4 spune că investitorii la început de drum nu știu să evalueze un activ. Ce înseamnă să evaluezi un activ? Păi înseamnă să știi care este valoarea de piață a acelui activ, a unei acțiuni, a unei obligațiuni, a unui ETF, și să știi care este prețul pe care ar trebui să-l plătești pentru acel activ. Valoarea nu este egală cu prețul. Valoarea este ceea ce primești, prețul este ceea ce oferi la schimb. Și tocmai din această cauză, de cele mai multe ori, investitorii la început de drum cumpără când toată lumea cumpără, când prețurile explodează. Și vinde când toată lumea vinde, când suntem pe minime istorice. Investitorul de retail are un simț incredibil să cumpere pe maxim istoric și să vândă pe minim istoric. Pentru că investește emoțional. Nu așa se fac investițiile. Investitorii de succes încearcă să elimine cât mai mult emoția din investiție. Doar că, în momentul în care vrei să elimini emoția din investiție, ai nevoie de o structură foarte clară pe care să o urmezi. Și pe care să o pui în practică. Pentru că dacă nu o pui în practică, rezultatele sunt zero. În realitate, investitorii mari nu sunt influențați de ce fac alți oameni. Ei iau deciziile în urma propriei evaluări al activului pe care vor să-l achiziționeze. Da? Propria analiză. Punctul numărul 5 spune că investitorii la început de drum nu au timp să se ocupe de investitul banilor. Bine, ce înseamnă că nu au timp să se ocupe? Poate au niște bani puși deoparte, poate au auzit de investiții, poate știu că dacă nu fac aceste investiții, inflația le va mânca această, acești bani. Doar că spun, da, crește, dar nu am timp acum. Nu ai timp acum, nu ai timp acum, te înțeleg. Dar de ce ai timp să stai pe Instagram, pe Facebook, pe Netflix și așa mai departe? De unde? De unde este acest timp? să-l pierzi două ore pe Facebook și pe Instagram, dar să analizezi un activ în care ai putea să investești și nu ai timp. De unde? Să știi că noi cu toții avem timp. Noi cu toții putem să obținem lucrurile pe care ne le dorim, putem să ne îndeplinim obiectivele. Doar că rezultatul acelor obiective sunt direct proporționale cu prioritatea pe care noi o oferim. Dacă prioritar pentru noi astăzi este să stăm pe Facebook, pe Instagram și pe Netflix, atunci rezultatul peste un an, doi, trei este că voi ști ce este pe Netflix. Și am văzut filmele. Dacă nu am investit banii pentru că nu am avut timp, pe mi-a mâncat banii inflația. Și în realitate aceasta este doar o scuză să nu fac nimic. Pentru că informația o găsești pe peste tot. Trebuie doar să te apuci de treabă. Și să renunți la aceste scuze pentru că nu te ajută. Doar te țin pe loc. Este doar o scuză. Și să știi că mai am pentru tine și un al șaselea punct Așa să le apun care spune că majoritatea investitorilor la început de drum vor să transforme 100 de euro într-un milion de euro, dar până mâine. <laughs> adică rapid. Se poate obține acest lucru? Păi, da, se poate obține. Se cheamă joc de noroc. Problema este că piețele financiare nu sunt jocuri de noroc. Piețele financiare sunt construite pentru ca companiile să se dezvolte. Acesta este scopul piețelor financiare. Acum, că sunt foarte mulți oameni care consideră investițiile în companii, jocuri de noroc, asta e altă poveste, asta este o convingere limitativă. În piețele financiare se poate ajunge de la 100 de euro la 1 milion de euro foarte rapid, doar dacă o tratezi ca un joc de noroc. Și mai bine te duci și baci banii la păcănele, pentru că șansele sunt aceleași. În cazul în care vrei să iei în considerare investiția ca fiind o dezvoltare a pieței, atunci nu se poate peste noapte. Nu știu dacă ai observat, dezvoltarea a timp. Și dacă dezvoltarea a timp, înseamnă că și tu trebuie să ai răbdare ca aceaste, aceste active să crească și să se dezvolte. Altfel nu se poate. În realitate, creșterea și dezvoltarea aceasta este în totalitate bazată pe procente de creștere. Și creșterea nu poate să fie de 5.000%, 10.000% de la o zi la alta. Se poate să vezi creșteri de 10.000% dar pe perioade delungate de timp. 5 ani, 10 ani, 20 de ani, nu de azi până mâine. De azi până mâine doar la păcănele. Și dacă de azi până mâine nu se poate obține astfel de sume. Ce ne trebuie ca să fim investitori buni? Ce ne trebuie să obținem acele rezultate pe care ni le dorim? Rezultate realiste. Ei bine, trebuie mai întâi să ne ancorăm în realitate. Ce înseamnă să ne ancorăm în realitate? Păi înseamnă că nu trebuie nici să ne supraevaluăm, dar nici să ne subevaluăm. Eu știu că este complicat să ne ancorăm în realitate, nimeni nu vrea să trăiască în realitate, mai ales dacă realitatea nu ne place. Doar că acesta este singurul mod prin care putem să evoluăm. Trebuie mai întâi să știm foarte clar punctul în care ne aflăm ca să putem să mergem către punctul pe care ne-l dorim. Și dacă ne supraevaluăm sau ne subevaluăm, o să fie complicat, o să fie greu să ajungem în locul în care ne dorim. Trebuie să ne apucăm acum să construim un plan concret. Se poate și fără un plan concret? Cel puțin teoretic, da. Practic, eu nu am văzut pe nimeni care să reușească fără un plan concret. Ce înseamnă să am un plan concret? Păi trebuie să știu câți bani intră în casă, trebuie să știu câți bani ies din casă, cât economisesc, cât trebuie să investesc, în cât timp ajung să îndeplinesc obiectivele realiste. Obiective realiste și trebuie să iau un calcul și că voi face greșeli. Nu există opțiunea în care să nu fac greșeli în momentul în care pun în practică un plan. Nu există această opțiune. Eu știu că noi nu vrem să facem greșeli. Eu știu treaba asta. Există șanse să nu facem greșeli în momentul în care acționăm? Nu. Nu există această opțiune. Nu putem să fim perfecți. Și atunci, în realitate, ce ne interesează este în momentul în care avem un plan construit, este ca acest plan să reușească chiar dacă voi face greșeli. Pentru că nu există opțiunea în care să nu fac greșeli. În, în realitate, un investitor nu ia în calcul faptul că va face toate investițiile perfecte, pentru că este complicat. Nu există să faci toate investițiile perfecte. În realitate, în momentul în care te gândești să investești, să devii investitor este să obții rezultate peste medie și peste piață, chiar dacă greșești. Ăsta este scopul final. Să greșești și chiar și în aceste condiții să bați piața, pentru că nu există opțiunea să nu greșești. Tocmai din această cauză trebuie să învățăm să evaluăm activele, să avem o structură foarte clară. Ce înseamnă să avem o structură? Păi trebuie să știm să facem analiză fundamentală, ca să răspundem la întrebarea ce cumpăr. Trebuie să știm să facem analiză tehnică, ca să răspundem la întrebarea când cumpăr, ci trebuie să știm să facem analiză emoțională ca să răspundem la întrebarea cât cumpăr. Toate aceste întrebări sunt foarte importante când vine vorba despre investiții. Și aceste întrebări, pe care și eu mi le pun în momentul în care vreau să fac o investiție, mie mi-a adus următoarele rezultate. În ultimul an, portofoliul meu personal, pe care astăzi îl prezint și ție, are un randament de 41%, comparativ cu S&P 500 care este la 24%. Ce ne arată acest lucru? Că în momentul în care ai o structură și un plan concret de investiție, chiar dacă este posibil să faci greșeli, și eu am făcut greșeli și voi face în continuare, în momentul în care ai un plan concret și ai o structură concretă pe care să o aplici, vei reuși să bați piața. Nu trebuie să fii genial, nu trebuie să fii Warren Buffett, nu trebuie să fii Einstein, oricine poate să facă acest lucru, în momentul în care are o structură pusă la punct și reușește să facă investiții conștiente, ancorate în realitate.